Roxana, mulțumesc. Noi mergem mai departe și vorbim despre elevii și dascălii unei grădinițe și ai unei școli din București care nu au vrut să plece în vacanța de Crăciun, știind că în România există copii pentru care sărbătorile de iarnă pot însemna tot lipsuri. Așa că elevii și-au mobilizat părinții și au mers la cumpărături, au luat de la mâncare la îmbrăcăminte, de la dulciuri la încălțăminte și la jucării și le-au transformat în bucurie la cutie. Apoi au încredințat cele 263 de colete Fundației Mereu Aproape, care le-a expediat copiilor din campania Schimbă o Viață. Darurile elevilor bucureșteni înseamnă fericire dăruită din suflet și însemn că România chiar are copii minunați, dascăli luminați și părinți generoși. Îmi place să aduc cadouri și să împac la copii cadouri. Cred că vor fi foarte fericite pentru că o să aibă ce să mănânce și cu ce să se îmbrace. Două zile a fost forfotă la școala gimnazială Pro-Ingenio și la grădinița Happy Planet Kids din București. Înainte de ore, copiii, bunicii și părinții au adus cadourile pregătite pentru copii din toată România. Munciseră deja 3 săptămâni la daruri, căci la finalul lui noiembrie fiecare elev a adus acasă povestea unui mic beneficiar extrasă din cutia lui Moș Crăciun. Eu am făcut cadou pentru 2 fetițe. Eu cred că vor arăta foarte fericite sărbătorile și cred că se vor bucura foarte mult de cadourile dăruite de mine. Eu mă simt foarte bine și mă simt fericită că le-am putut dărui cadouri. Le doresc sărbători foarte frumoase. De ce ai adus cadouri? Ca să-i fac pe copii fericiți. Pentru că ei nu au parte toți anii de Crăciun cum avem noi și este bine măcar o dată să-i ajutăm. Pentru că n-are jucării, n-are bani, n-are nimic. Cred că se va simți foarte bine, pentru că, cum au zis și colegele mele, că nu au avut parte de asemenea experiențe cum am avut noi. Colaborarea Fundației Mereu Aproape cu școala gimnazială Pro-Ingenio și cu grădinița Happy Planet Kids a ajuns la a 3-a ediție și cu fiecare proiect, numărul copiilor care dăruiesc altor copii a crescut. De această dată, pe lângă jucării și dulciuri, copiii și părinții au pus în cutiile cadou mult mai mult. Foarte implicați și părinții și copiii. Copiii au ales cu drag jucării, hăinuțe, încălțăminte. Împreună cu părinții au fost la cumpărături, l-au pregătit în colete, l-au împachetat, au trecut adrese, au făcut scrisorele pentru copiii care vor primi aceste cadouri și au fost foarte implicați, au lucrat în echipă. Poveștile sunt impresionante. Tot timpul le explicăm că este vorba de copii de vârsta lor care au nevoie să-l cunoască pe moșul, au nevoie să simtă bucuria sărbătorilor. De la an la an, numărul participanților a crescut. Dorința copiilor este din ce în ce mai mare de a participa. Sunt foarte bucuros pentru că noi am putut ajuta cu ceva și Pro-Ingenio în fiecare an, mă rog, asta e ediția 3-a a campaniei ajutorului Moș Crăciun și Pro-Ingenio va participa în fiecare an. Ce înseamnă pentru voi Crăciun? O sărbătoare religioasă. O sărbătoare unde toți ar trebui să fim fericiți. Ok. Și spune. Ce frumoasă sărbătoare.